felul de tentații. Aveți o stare de somnolență, o stare de greutate, la modul general, și fizic, și, și psihic. Spiritual nu mai vorbesc. E, nu prea îți vine să stai, să te rogi, să, să tinzi către ceva mai înalt, pentru că ai tendință de a dormi, de a fi un pic mai, mai relaxat, aș zice eu, din mine. Nu sunt decât consecințele unei alimentații destul de destructive. Atunci când ne alimentăm ușor, avem capacitatea de a reacționa din toate punctele de vedere, pentru că suntem hrăniți adecvat cu minerale, cu enzime, cu vitamine, care structurează celula și o hrănesc în mod adecvat, fără o supune la un efort suplimentar de detoxifiere. Celula noastră, celulele noastre nu sunt în felul acesta forțate să efectueze un proces suplimentar de curățare și de protejare în fața agresiunii diferitelor substanțe din, din hrană. Noi când ne hrănim, trebuie să considerăm că e un proces firesc de creștere, nu de obosire a organismului. Nu trebuie să ne simțim imediat după masă într-o stare de oboseală, ci din potrivă, să ne simțim energizați, să avem o conștiință clară, lucidă, care să poată efectua diverse operații într-un mod cât mai rapid. Și ținând cont de experiența pe care o aveți, de părul altă care îl văd la majoritatea dumneavoastră, consider că aceasta poate să fie de bun augur pentru restul societății. Adică o ființă cu experiență, o ființă bine hrănită, poate să ajute societatea să evolueze, să prevină anumite greșeli pe care, eu știu, în trecut le-ați cunoscut, le-ați văzut și dumneavoastră. Puteți să fiți consilierii dumneavoastră, puteți să fiți consilierii celor care astăzi ne conduc. Dar în măsura în care dumneavoastră aveți o conștiință limpede și clară și reactivă, dacă sunteți, din potrivă, sunteți îmbibați cu medicamente și cu tot felul de substanțe străine organismului, hrana dumneavoastră este una care vă îngreunează și vă încetinește toate procesele, nu o să puteți nici pentru dumneavoastră să fiți, să vă susțineți și nici pentru restul societății. În mod firesc, este trecut în toate cărțile sacre, ființa umană are capacitatea de a atinge o vârstă destul de înaintată, de 120 de ani, fără suferințe, fără chinuri. Câți dintre noi la 60 de ani se simt confortabil în pielea lor? Câți dintre noi pot spune că nu sunt afectați de o anumită boală, de o anumită suferință cronică la 70 de ani? Procentajul celor sănătoși scade odată cu înaintarea în vârstă. Acest lucru nu este firesc, pentru că alegerile, toate alegerile sunt sunt la îndemâna noastră. De noi depinde să ne menținem într-o formă adecvată, într-o formă de zile mari, să fie fiecare zi o sărbătoare pentru trupul și sufletul nostru și nu doar din când în când să facem salturi. Noi considerăm că sărbătoare este, eu știu, de 1 mai sau de sfârșit de an sau nașterea, învierea. Acestea sunt sărbători. Exagerăm atunci cu mâncare, cu băutură, cu lucruri care ne slăbesc imunitatea, revenind la ceea ce discutam inițial. Ne slăbesc imunitatea și ne expun îmbolnăvirilor. Organismul trebuie să aibă un parcurs lin pe întreaga viață. Dacă
șocurile pe care le, le aducem organismului nostru sunt foarte dese și foarte, fluctuațiile sunt foarte mari. Astăzi n-am mâncat nimic, o săptămână nu prea mănânc, fac constrângeri, restricții alimentare și mâine am o masă îmbelșugată și aduc tot ce a visat creierul meu în aceste săptămâni, efectiv ajung o ruină. În câțiva ani, de la astfel de alternanțe bruște, ajung să ruinez organismul. Desigur, piața alimentelor este foarte bogată. Tentațiile sunt extraordinar de mari. Mergi după pălți și vezi, cofrigărie, patiserie. Trebuie să știți că acestea sunt bombe cu efect întârziat. Mai mult sau mai puțin. Funcție de cât de afectați suntem noi deja. Într-un cartier sărac, într-un cartier cu o populație cu venituri destul de modeste, care nu-și poate permite să, sau nu vrea să aibă o viziune mai largă, a te alimenta în fiecare zi cu un confrigel, cu produs de patiserie, pare un lucru firesc. Acestea însă ne vor costa. Ne vor costa în timp destul de scurt. Vom vedea o explozie de diabet, o explozie de cancere, da? Și alte asemenea probleme. O reducere a mediei generale de confort și de viață. Pentru că anumiți oameni vor să câștige rapid, vor să se îmbogățească rapid. Nu contează, oferă o așa zisă hrană, în Occident se numește junk food, adică gunoi. Nici măcar nu e hrană. Iar dumneavoastră vi se oferă ca și hrană. Vi se oferă pentru confort, pentru a te simți bine. Occidentalii sunt, mai ales marele popor de peste ocean, cu cea mai mare rată a obezității din lume. Ei ne sunt oferiți ca model, dar genul acela de alimentație a dus pe ei la disconfortul și la înfățișarea inestetică pe care o au astăzi. Poporul român, în general, a fost un popor temperat și ar fi bine să apeleze la conștiință și la bunul simț, care nu a lipsit din cele mai vechi timpuri, pentru a putea să se evalueze corect ceea ce ni se oferă în ziua de astăzi. Intrați mai des în magazine cu legume și fructe. Acolo găsiți hrană adecvată. Deși suntem bombardați prin televiziune, prin publicații, cu tot felul de avertismente, că hrana este chiar cea vegetală, este modificată, este cu tot felul de chimicale în ea. Oricum, este net superioară produselor sărăcite pe care le găsiți în patiserii sau în cofetării sau produselor de natură animală. Produsele de natură animală ar trebui să știți că rețin, dacă e vorba de produse chimice, rețin în țesuturile lor cu mult mai multe substanțe toxice decât reține o plantă. Așa că dacă veți consuma o bucată de carne de 100 de grame, veți avea cu mult mai mult cantitate de pesticide și de metale grele decât are 100 de grame de plantă, de, să zicem, o salată, mâncați o salată. Veți spune că e mai scump. Veți argumenta că veniturile sunt reduse și e mai scump și nu vă săturați. Pe termen lung să veți constata că se produc anumite transformări în corpul dumneavoastră. Veți constata că aveți nevoie de mai puțină hrană pentru a fi la fel de puternic, de viguros și nu veți mai apela atât de des la medicamente. Vă va costa chiar mai puțin. Mult mai puțin.
este o investiție în sănătate pe care o veți face și care se va regăsi într-un termen mai lung. Dacă veți constata că la sfârșitul anului bugetul nostru a fost mai puțin diminuat, că ați cumpărat mai puține medicamente, deja aceasta e o satisfacție enormă. Și nemai punând la socoteală starea de bine care apare consecutiv acestui mod nou de viață pe care l-ați ales. De asemenea, un rol important în structurarea imunității, nu l-am trece chiar pe ultimul loc, este starea noastră psihică. E vorba de gândurile pe care le întreținem în permanență. Gânduri care pot fi pozitive sau, împotrivă, negative. O stare pozitivă, o stare optimistă, în pofida tuturor dificultăților care apar, în pofida diminuărilor de toate naturile care sunt în zilele noastre, astfel de atitudine ne poate ajuta să învingem, să depășim toate obstacolele. Îmi spunea o bună prietenă zilele trecute că mă plângeam, că nu merg lucrurile în țară și nu, din punct de vedere personal, realizările nu sunt extraordinare, nu au fost extraordinare pe 2010. Și mi-a dus ca și consolare, dacă vreți, în ghilimele, modelul părinților sau bunicilor noștri care au trecut prin război. Au trecut prin momente mult mai dure, mult mai solicitante din toate punctele de vedere. Au supraviețuit, au demonstrat că viața învinge, viața merge mai departe, nu s-au plâns și lucrurile prin care trecem noi astăzi nu sunt chiar atât de grele, până la urmă. Depinde de atitudinea noastră, să le abordăm într-o manieră înțeleaptă sau să ne plângem și să avem tot timpul starea de învins și de om apăsat care nu este mulțumit de nimic și nu este recunoscător lui Dumnezeu pentru că există. Asta e cea mai mare greșeală pe care o putem face. Pentru existența noastră nu mai suntem capabili să mulțumim Creatorului. Pentru că suntem rupți. Ne gândim la lucrurile mărunte. Avem privirea tot timpul aplecată și nu mai știm să ridicăm privirea și să observăm frumusețea care este în jurul nostru. În orice circunstanță, starea psihică o să vă clădească sau o să vă distrugă. Da? S-a văzut oameni care la o îngrijorare extremă, la o veste mai șocantă, în câteva secunde au albit sau s-au prăbușit cu un atac cerebral. Iar alții care au avut prezența de spirit și au știut să se liniștească, au depășit evenimentul sau evenimentele și au supraviețuit fără să aparent să fie atinși. Doi oameni care privesc sau care primesc aceeași veste reacționează în mod diferit. Pot să meargă într-un sens descendent, să se simtă apăsat și inutil și să considere că totul s-a terminat. Sau, dimpotrivă, să privească orice problemă ca pe provocare și să aibă o atitudine de învingător. Să privească deja cu atitudinea unui învingător. Dacă din cele expuse credeți că putem
realiza un mic dialog, dacă aveți întrebări, dacă sunt chestii.